Asociația Americană a Inimii a identificat că băuturile îndulcite cu zahăr sunt sursa primară de zahăr din dieta americanilor, contribuind la epidemia de obezitate din țară. Băuturile îndulcite sunt asociate cu rezistența la insulină, cu afectarea celulelor pancreatice de tip B și cu grăsimea abdominală. Acestea sunt precursorii sindromului metabolic și ai diabetului zaharat de tip 2. În plus, studii recente au descoperit că aceste băuturi cresc inflamația, care contribuie la ateroscleroză, stabilitatea plăcilor de aterom, tromboză și care cresc riscul de infarct. S-a dovedit acest lucru, dar există speranță. Dumnezeu ne-a dat o băutură perfectă care nu determină creștere în greutate sau boli cronice. Apa. Nu are calorii sau aditivi și este disponibilă oricui. Nu este costisitoare și este, în general, sigură. Așa că fă sănătății tale o favoare. Du-te și toarnă-ți un pahar din băutura perfectă oferită de Dumnezeu.